Salve tuturor, soldați ai regiunilor și celor abia veniți pe canal! Astăzi vom vorbi despre un subiect foarte delicat, care provoacă diverse reacții în rândul românilor, anume Legiunea Arhanghelului Mihail și Garda de Fier, și influența lor nefastă în România secolului anterior, mai ales în perioada interbelică. De asta aleg să vă numesc pe voi, soldați ai legiunilor, nu legionari, și sper să nu transform tot videoclipul acesta într-o imensă predică despre adevăratele valori creștine și trebuie să recunosc deseori nici măcar eu nu le urmez ca lumea. Voi știți foarte bine că din punct de vedere ideologic sunt împotriva oricărei ideologii care poate duce la ură și la ucideri, iar fascismul ar fi printre primele ideologii dintr-o lungă listă. Vă rog sincer să vă abțineți de la comentarii injurioase care promovează ura față de alte persoane, fiindcă știți foarte bine că eu șterg comentariile injurioase. Cum fascismul românesc a fost una dintre cauzele principale ale evenimentelor dintre 1930 și 1941 și chiar mai departe, sunt nevoit să aloc un episod special doar ca să vorbesc despre acest subiect. Sunt imperator și astăzi nu o să pun întrebarea episodului anterior, fiindcă vreau să transform acest documentar într-o învățătură plină de morală. În primul rând, cred că am spus termenul fascist de nu știu câte ori pe acest canal, dar încă nu am dat o definiție. În realitate, fascismul nu are o definiție propriu-zisă, ci este mai degrabă un conglomerat de trăsături negative. Spre exemplu, un om care își urăște semenii doar fiindcă aparțin unei alte rase nu este fascist, dar este rasist. Un om care crede că străinii sunt principalii vinovați în problemele interne ale unei țări și dorește expulzarea lor sau masacrarea nu este un fascist, dar cu siguranță xenofob. Un om care crede că proprietatea privată este puțin importantă, iar economia trebuie dirijată de stat, nu este neapărat un fascist, dar un socialist sigur este. Un om care pretinde că urmează învățătura lui Dumnezeu la literă, dar ucide, fură și urăște, nu este un fascist, dar un ipocrit și un extremist sigur este. Dar dacă aduni toate aceste ingrediente într-un cazan sub care arde focul numit o cauză comună nedreaptă, care pare dreaptă inițial, și se amestecă bine, rezultă fascismul. Iar la final, deși au existat multe regimuri fasciste în lume și deseori nu găseai două la fel, exista acest condiment peste tot, naționalism exagerat. De exemplu, cele mai multe organizații fasciste au apărut în țările care pierduseră primul război mondial și cauza comună era respingerea nedreptelor tratate de la Paris. Totuși au apărut și organizații fasciste în țările victorioase, anume Italia și România. În Italia, cauza comună era faptul că nu se primise tot teritoriul promis la tratatele de pace, dar mișcarea fascistă din România avea ceva mai special. Dacă în celelalte țări fascismul era mai ușor digerabil pentru că populația încă mai era supărată pe tratatele de pace, în România fascismul a fost digerabil fiindcă a vizat cel mai important sentiment al românului, religiozitatea, nu credința, religiozitatea. Da, populația României în general, deși se declară ortodoxă, este total paralelă cu dreapta credință. Românului în medie îi place să meargă la biserică doar dacă e vorba de o nuntă, un botez, dar nici vorbă să se trezească duminica la 9 măcar pentru Sfânta Liturghie. Și chiar și atunci, cum iese din biserică face aceleași fapte rele pe care le făcea înainte de a intra în biserică. Românul, în medie, adoră să audă de Dumnezeu atunci când îi convine, dar când vine cineva să-i aducă o critică bună și să îl învețe binele, acel cineva îi este cel mai mare inamic. Un om drept credincios, adică în greacă ortodox, este un om înțelept, răbdător, onest și bun, iubitor de oameni indiferent de rasă, religie, neam și celelalte criterii. Dar de aici ne dăm seama că românii, în majoritate, țin mai mult la religiozitate decât la dreapta credință. Și pe baza acestei religiozități a fost construită mișcarea fascistă din România. Organizația a fost înființată la 24 iunie 1927 de către Corneliu Zelea Codreanu, supranumit Căpitanul.
în urma certurilor cu mentorul său, Alexandru Cuza, iar caracterul organizației, după cum v-ați dat seama, era mistico-religios, de orientare fascistă, anticapitalistă, anticomunistă și, bineînțeles, antisemită. Legionarii erau organizați în cuiburi, care, după cum v-ați dat seama, era unitatea principală de organizare pe regiune, iar cum orice organizație fascistă are inevitabil divizii de asalt și subunități paramilitare, în 1930 a fost înființată Garda de Fier. Știu că mulți cred că Legiunea Arhanghelului Mihail și Garda de Fier sunt două chestii separate, dar ca să fac o paralelă, Garda de Fier era pentru Legiune, așa cum era SA-ul și mai târziu SS-ul pentru Partidul Nazist din Germania. Totuși, dacă SA-ul era o unitate cam integrată în partid, Garda de Fier era mai degrabă un front comun împotriva bolșevismului, iar scopul ei, în teorie, era să adune partide politice pentru acest front comun, dar, bineînțeles, că doar Legiunea a aderat la acest front. Curând, antisemitismul din rândul legiunii era atât de acut încât la 1933 tot Codreanu întemeiază un partid numit Totul pentru Țară, deși un titlu mai ambigu nu cred că mai poate fi găsit. Alegerile se apropiau, fiindcă perioada interbelică, în ciuda unei Românii mari, era una de instabilitate politică masivă pentru România, iar activismul Gărzii de Fier era atât de radical și înspăimântător de extremist, încât I.G. Duca, omul pus de rege să organizeze alegerile, a fost la un pas de a interzice partidului Totul pentru Țară să participe. Până la urmă, sătul de toate, I.G. Duca a scos tot partidul în afara legii, la data de 10 decembrie, în acel an, crezând că face un bine, însă a zguduit cuibul de vipere. După o călătorie lungă, I.G. Duca staționează în gara din Sinaia la 29 decembrie, însă nu știa că din umbră îl pândeau trei oameni, Nicolae Constantinescu, Ion Caranica și Doru Belimace, numiți Nicadori, după cuvântul grecesc Nica, însemnând victorie. Nicadorii trec la asalt și în acea zi de iarnă, I.G. Duca este asasinat pe peronul de la Sinaia. Vă dați seama că a urmat procesul, însă nu au fost luați doar nicadorii, ci și Codreanu, generalul Cantacuzino Grănicerul și chiar și Nichifor Crainic, dar în mod uimitor au fost achitați. Acum facem cunoștință cu Ion Moța, unul dintre liderii legionari care la un mare congres al fasciștilor ținut, culmea în Elveția, a fost de acord alături de ceilalți fasciști să încerce din răsputeri să-i persecute pe evrei, văzuți ca inamicul numărul 1. Acest Ion Moța, alături de Vasile Marin, a plecat alături de voluntarii legionari mai târziu în războiul civil din Spania pentru a-l ajuta pe Franco, iar cei doi și-au găsit pe pământ iberic sfârșitul, deși funeraliile lor din 1937 au reprezentat un eveniment principal din istoria Gărzii de Fier. De altfel, cred că unul dintre cele mai cunoscute cântece legionare a fost scris în onoarea lor. Tot în acel an, numărul de membri era de peste un sfert de milion, iar la alegeri, Totul pentru Țară a ieșit în mod uimitor pe locul al treilea după PNL și PNC, dar imediat avea să vină Constituția din 1938, asociată cu dictatura lui Carol al II-lea, iar dacă v-ați uitat la documentarul pe care l-am făcut despre Constituții, mai știți că regele Carol al II-lea nu era tocmai prietenul legionarilor. Îi scoase în afara legii și îi persecută, iar Nicolae Iorga, dar la insistența guvernului, lansează o acuzație pentru Codreanu de ultraj față de un ministru. Chiar dacă Iorga își retrage aproape imediat plângerea, este prea târziu pentru liderul legionar, fiind arestat în aprilie 1938 și condamnat la jumătate de an de închisoare, numai că lucrurile nu se opresc aici. Codreanu este rejudecat și condamnat la 10 ani de muncă silnică, dar în noiembrie, mai exact 29 pe 30 noiembrie, se pune în aplicare un plan pe care Armand Călinescu îl avea de mai mult timp: eliminarea căpeteniilor legionare.
În pădurea Tâncăbești, între Ploiești și București, au fost aduși 14 oameni. Codreanu, care era principala țintă, Nica Dori și Decemviri, adică 10 legionari care l-au asasinat pe Mihai Stelescu. Cei 14 au fost uciși în timp ce erau transferați între închisori. Au fost strangulați, apoi împușcați în spate, arși cu acid, iar la final aruncați într-o groapă comună peste care s-a turnat ciment. Horia Sima preia conducerea legionarilor, iar în anul următor, deși Armand Călinescu formează un nou guvern, cade asasinat la 21 septembrie. Doar legionarii executau ceea ce știau ei cel mai bine, să ucidă în plină stradă. Motivul a fost pedeapsă pentru moartea lui Codreanu. Să nu uităm că regele Carol al II-lea încă mai era pe tron și în cadrul asasinatelor din 21 pe 22 septembrie 1939, sute de persoane au fost ucise fără judecată la ordinele regelui care presali. Știu că mulți dintre voi ar fi vrut o serie întreagă despre legionarism, însă am făcut acest episod pe cât se poate de comprimat ca să avem context pentru cedarea Basarabiei, dictatul de la Viena și abdicarea regelui Carol, care a rezultat inevitabil în preluarea puterii de către legionari. Dacă v-a plăcut acest documentar, nu ezitați să apăsați butonul de like, să distribuiți acest videoclip, să vă abonați la canal, dar nu uitați, distribuirea este cea mai importantă astfel încât legiunea Imperatului să devină din ce în ce mai numeroasă și cât mai multă lume să afle de acest documentar. Vă mulțumesc!